Claudiu, reprezentativa insulor Feroe nu e nici pe departe o necunoscută pentru tine. Ai marcat împotriva lor în 2015, ai fost în loc la partida de aici care a semnat calificarea noastră de Euro 2016. Ai marcat de două ori în turul duble pe care o avem cu ei în acest an. Care e secretul? Cum trebuie abordat o reprezentativă de tipul acesta ca să putem să nu avem probleme în partida de mâine? Nu, e adevărat că am asistat. Acesta este în 4-lea meci împotriva lor. Întotdeauna am abordat meciurile foarte serios, fără să-i neglijăm aspectele pozitive din jocul lor și încercând la maxim să profităm de greșelile pe care le fac. Până acum am realizat tot foarte bine, dar mi-aduc aminte de acel meci la Ploiești, câștigat cu 1-0, în care Patria a scos un șut extraordinar în minutul 91. Deci trebuie să fim determinați, conștienți de calitățile noastre, încrezător, în același timp să avem grijă să le contracărăm. Claudiu, tu personal, cum te adaptezi la suprafața de joc artificială și, doi la mână, la condițiile meteo? Cum îți influențează ele jocul? E clar că nu sunt condițiile optime, dar întotdeauna, având o carieră lungă, ne-am adaptat la situațiile întâlnite. E clar că în momentul în care este foarte frig, mușchii necesită o încălzire mult mai profundă, mult mai lungă, pentru a anticipa și a preveni anumite posibile accidentări, dar mai departe, în momentul în care suntem pe teren, la adrenalina existentă și la determinarea extrem de mare, nu se mai simte și turez motoarele la maxim. Ești deja în al 7-lea an la echipa națională. Ai fost coleg de generație cu valul, să spunem, Goian Maricaraț, apoi cu generația Euro 2016. Spune-mi, cum îi simți prin filtrul experienței tale pe cei tineri, pe George Pușcaș, pe Ianis, pe portarul Radu, pe toți cei care vin nou acum la națională? Da, mă simt bătrân când îmi spui chestia asta, dar aș ține să-i laud pe cei din noul val, pentru că s-au adaptat foarte bine. Nu se simte nicio diferență, dialogul este foarte, foarte ușor, chiar îmi place și mă bucur că această nouă generație a reușit să se integreze atât de rapid și să aibă performanță, pentru că nu trebuie să uităm, sunt mulți dintre ei care deja joacă, ceea ce nu se întâmpla în anii trecuți, să ai atât de mulți jucători cu atât de multe meciuri la echipa națională, și este de lăudat acest lucru. Pentru mai multe videoclipuri, abonează-te la FRF TV.